Bună seara! Da, bine, te-am regăsit! Dar cine spunea Țilinga că e Maria Tănase? O, fetele spuneau, eu am zis că e... Mi se pare că ar fi Cristin Valmi. Da. Cristin Valmi! Da! Bravo, după coafură! Și așa, da, exact. Și cercei! Da, da, clips! Da. Unde merge astăzi, Calina? Păi, Linca, pe pandemia a fost ziua iubitului meu și nu am apucat să-i fac niciun cadou. Și m-am decis să merg la o degustare de trabucuri și coniac să-i fac un cadou. Oh, da. Am înțeles, da, frumos și necesită așa, ținută. Da, foarte, da, 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 sunt în filmul meu astăzi. Te duci cu soacra? Degustare de trabucuri. Da. De coniac, dragă. De coniac și trabucuri, Ines, în același timp, ambele. Că merge la magazinul ăla pe primăveri, acolo, pe scump. Da. Ei, uite. Despre ținută să vorbim cu Andreea. Bună seara, Andreea. Bună. Îmi place foarte mult cum stă cu acel coc banană, așa se făcea bunica mea. Mulțumesc, în tinerețe. Îmi place foarte mult fusta. Îmi place ce ai abordat astăzi. Mulțumesc, Andreea. Și te prinde foarte bine, oricum, pe tine mai multe stiluri. Mulțumesc. Mm, adică e babificat așa puțin în zona capului? Poftim? E babificată în zona capului? Mie îmi place foarte mult coafiura. Păi da, da, ai zis ca bunica. Păi da, așa se făcea bunica mea pe vremuri. Ei, e da, foarte frumoasă, rău. Da. De exemplu, mie, mi-ar fi plăcut, sincer să fiu, să mă nasc într-o altă perioadă, de exemplu. Chiar mi-ar fi plăcut. Mm-hmm. Am înțeles, mulțumesc. Alexandra? Hai că te-a găsit acasă. Mi s-a înțeperit din el pe deget. Nu ești acasă la ținuta asta? Ba da! Ești! Sunt. Bine, ea, ca piesă mi-amintește de ținuta lui Teo de la gala precedentă, doar că sunt total din altă zonă și e la fel de eclectică, dar mult mai... adică mai reușită, mai închegată și mi-mi place foarte mult. Este super cameleonică. Întotdeauna, mulțumesc, da, adică de la spate poți să zici că e o doamnă bine, dar întotdeauna super chic. Și din spate nu mai, din față nu vezi numai bine deloc. A stricat-o cu față. Din față zici că e Valterița. Da. Mie îmi place că orice și-ar face în cap, ei stă senzațional, bine, da. Da, orice perucă, oricât de... Aiurea nouă ne-ar sta ceva dezastros. Nu mai exagerați, fetelor, că ți-am zis că n-ai venit atunci. Nu, vorbesc de mine. Eu am capul mare, foarte greu mă potrivesc cu perucile și pentru asta sunt invidioasă, că tu orice spui în cap, e de acolo. Mulțumesc. Mulțumesc, Alexandra. Hai că toți să ne vorbiți, tot au făcut asocieri și au adus amintiri din copilărie, da, în fața juraților, te rog, Alina. Bună seara! Lasă-mă să dansez! Se moară, ce frumos! Da, eu o să te las repede ca să te la vatră, cu colegii mei la vatră, da? Fiecare piesă în parte este superbă din punctul meu de vedere și tot din același punct de vedere cred că e cea mai bună ținută din platou asta. Wow! Mulțumesc din suflet, Cătălin! Da! Piesele culmea, piesele le știu, sunt de acum un an oricum. Un an, de la magazinul acela din mod. Tu le piesă, și văzut, da? Toate? Da, da. Nu, fără știu că nu le-aș văzut combinate așa. Păi, Calina, te suspectez adânc, nu știu, stau și verific. Deci, lăsând deoparte faptul, lăsând deoparte faptul, verifică-mă cât vrei, da, tu, sună pe toată lumea, dă sună mie de telefoane. Faptul că suspectezi adânc concurenta sună... Am zis că suspectez. Da. Nu, da, fii. Dar poți să te întreb ce, mai exact? Băi, este o mână de foarte profesionist în ținutele tale, este o mână super profesionistă când ai intrat în această competiție. Ce? Despre ce vorbești? Nu, ai uitat toate familia? Chestiile astea, mână, adânc, sună foarte... Sună dubios. Nu, adică nu putem face o compunere, nu poți la un copil să-l trimiți acum la... Măi, cuvintele mână, realizați adânc? O compunere formată din cuvintele, mână, adânc, suspectez pădure. Pădure. Vreau să lăsați la o parte conotațiile astea. Și păi, tu nu uita ce are în familie. Mama ei este între puțini designer care a studiat la Parigi. Îți dai seama că da, întreb, de unde băi, da, ajută e mama? Bine sau nu e bine? Și am zice este bine sau da, schimbă dacă celălalt dacă și pune pe celălalt. Dar ideile sunt ale mele. Băi, Calina, toate ținutele pe care le port sunt
extraordinar de bune. Mulțumesc. Atitudinea ta este agitatoare, vorba lui Moris. Băi, ai un nerv în tine, ai de-abia 20 de ani. 21. Până la 40 de ani, mie mi-e să n-ajungi președinta țării. Noi ne punem bine cu tine, pentru că la câte văd că nerv ai pe tine, o să ajungi departe. Ai așa un mers, un zvâc în tine. Coafiurile sunt perfect alese, accesorile, tot. N-aș fi văzut combinația asta. Știu și fusta, știu și cămașa. Nu n-aș fi gândit că ar fi mers bine așa. Dragă, eu aș fi văzut poate fusta puțin mai scurtă. Sau, dragă, poate aș fi văzut fusta puțin mai strâmtă. Dar te văd pe tine într-o formulă nouă. Tu te oferi publicului, dar și nouă în permanență, într-o formulă nouă. În ce? O repetiție de altfel nu întâmplătoare, nouă. Îmi dau interesul, încerc să-mi dau cât mai mult interesul, sincer să fiu. Și sper interesul că tău, Calina, este un interes cu bătaie lungă spre foarte lungă. Mulțumesc mult. Dacă nu este un compliment neapărat, adică hai că m-am emoționat, dar e și o realitate, adică o constatare. Dați calificative scurte și o constatare. Foarte scurte, intense. Avem o constatare, Calina, bravo. Mulțumesc mult. Mamă, felicitări, Calina! Mulțumesc din suflet! Mulțumesc și eu! Eu v-am spus, nu mai căutați răspunsul la Calina, fetița asta. Ea este foarte mișto, are șanse foarte mari să câștige, dar în același timp are acasă un om cu care se sfătuiește, vorba de mama ei. Deci e mâna Catincăi? Păi eu și cred. Spus. Ba, da, asta nu crede. Bă, da, și spus. Dar eu nu cred niciodată nici într-o mie de ani asta. Ținutele, eu spun că îi le face. Eu nu cred. Sau, se consultă. Deci ce trac mai acum? A recunoscut în emisiune, mi-a zis da. Păi ea așa spune. Eu nu recunosc. De ce n-ar spune? Are prea multă fine. Păi îți spun de ce. Dacă tu, Catinca, ai atâta bufetul meu, dacă tu, Catinca, ai atâta finețe la detalii, de ce nu am văzut finețe astea la detalii și păținutele tale, Catinca, acum să nu se supere pe mine că nu e prietenă de viață? Da, ea are o vârstă, are nemulțumită. Păi și dacă are o vârstă, aș fi văzut o viață că era o femeie cu atâta finețe, detalii, fashion.